Zeci de gospodari din toată țara care produc vin de casă au concurat pentru cea mai răvnită distincție, Polobocul de Aur. Doar 9 vinificatori dintre aceștia s-au ales cu premiul mare la ediția din acest an a concursului desfășurat de Ziua Vinului. Extraordinar! Eu când îl servesc cu plăcere, care îl servesc foarte bun. Este pentru a cincea ediție în care Ion Nicolenco din Căușeni impresionează juriul cu vinul său și cucerește premiul mare la Polobocul de Aur. Viticultorul produce anual până la 6 tone de vin roșu și alb și spune că un produs bun se obține cu dedicație. Mă stăr ca să fac vinul și bun, curat, să fie gustos, ca când vin prieteni și cineva îmi servească. Eu am trimis la fata Italia, am trimis vin în tot anul. Au servit italieni acolo, le-a plăcut, în America, la nepoți, le-am trimis vin. Igor Donțu a ridicat premiul mare pentru vinul produs din soiuri tehnice. 2 ani consecutivi am fost premiat la Polobocul de Aur la vinul roze, 2018-2019. Între timp am reușit să venim cu un vin nou, un vin sec roșu, Malbec, care a avut succes foarte bun și am fost premiat. Cel mai bun vin alb din soiuri hibride este produs de Alexandru Neamțu. Nu sunt un adept al soiurilor hibride, dar așa s-au creat condițiile de anul trecut, că a fost cam complicat cu calitatea strugurilor și am găsit la un producător de struguri, anume soiul hibrid Guder. Este un soi hibrid vechi, dar strugurile erau de o calitate excepțională și am considerat soiul ca pe provocare ca să-l vinific și ca într-un final personal chiar am fost eu uimit de calitatea vinului obținut. Concursul a devenit tradițional și este organizat de Camera de Comerț și Industrie pentru a pune în valoare tradiția producerii vinului de casă. Dorim să promovăm. Dorim să promovăm consumul de vin în familiile noastre ca tradiție frumoasă, să dezvoltăm turismul rural, dar și să creștem întreprinderi mici și mijlocii pentru a arăta celor care vin în Republica Moldova, inclusiv la acest festival a vinului, că noi avem tradiții seculare. La ediția din acest an au participat peste 400 de gospodari din 20 de raioane ale țării, iar în etapa finală au fost selectați 117 vinificatori.